Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit la o nouă ediție emisiunii Sub semnul întrebării. Stați cu noi în această seară pentru că avem evenimente în desfășurare. E ședință mare, liberalii și socialdemocrații trebuie să găsească acel candidat la primăria capitalei care să-l bată în alegeri, evident, pe Nicușor Dan. Avem declarații foarte interesante făcute de Papa Francisc în legătură cu ceea ce se întâmplă pe frontul ucrainean. Avem și informații foarte interesante de asemenea despre primărița de la 1, doamna Clotilde Armand, pe care au ajuns-o sloganurile. Știți dumneavoastră alea cu fără penali în funcțiile publice și așa mai departe. Sunt multe subiecte și o știre absolut năucitoare care vine dinspre Târgu Mureș, acolo unde un elev de 15 ani și-a luat diriginta la bătaie, poliția l-a dus la secție cu cătușe, profesoara a ajuns la spital. Avem și ceva imagini de la acest nou episod din ceea ce putem spune nebunia care se întâmplă în multe din școlile românești. Invitați în emisiunea din această seară profesorul Alfred Bulai, pe care îl salut și mulțumesc că e alături de noi. Bună seara, domnule profesor. Și de asemenea, jurnalistul Liviu Mihaiu, pe care îl salut. Salut, Liviu. Și eu sunt profesor, salut. La ce ești tu, profesor? Ecologie, dar la o școală privată. Stai să rog pe colegii mei să-mi închidă comunicația asta în caz că faceți ceva, că altfel o arunc de aici până la... mai știu eu unde era să zic acum. Dacă nu, o și scot din ureche. Bun. Doamnelor și domnilor, stimați invitați, haideți să începem cu această chestiune legată de PNL și PSD, care se află în fața deciziei care ar putea dinamita lumea politică. E vorba de desemnarea candidatului la primăria capitalei. De dimineață ne-am trezit cu toții cu un sondaj făcut de Nicușor Dan, în care în acest sondaj ni se arăta că pe primul loc este Cristian Popescu Piedone, urmat de Nicușor Dan, și mister din acest sondaj lipsea Gabriela Firea. Nu era trecută în sondaj. Toți au început să spună că Nicușor Dan manipulează înaintea acestei decizii foarte importante pe care trebuie să o ia PNL-PSD. Vedeți pe ecrane, sper să pună în acest moment colegii mei acest sondaj, în care aveam Piedone 40,4%, Nicușor 39,3%, Burduja 16%, Șoșoacă 2,4%, Enache 1%, mă rog, un sondaj făcut de Veryfield. Nu știu cine să știe. Acum apar institute. Cine nu vrea nu face sondaje astăzi în lumea în care trăim. Cum vi se pare sondajul ăsta, domn profesor? E o glumă. E o glumă? Da, e proastă? Ce fel de glumă? În principiu... În acest moment, în general, sociologii nu mai fac sondaje, fac diferite persoane sondaje, pentru că... Dau telefoane și întreabă, pe cine ați votat? Eu știu, acum nu știu, da. Deci nici măcar atâta lucru, dacă s-au făcut sau nu s-au făcut. Din păcate, în primul rând, eu mai spun asta, am spus de numărătă ori. Când cineva, un partid, sau care are un direct, indirect, să zicem, autorul unui sondaj, e clar că e o chestie de manipulare, că pe banii tăi, dacă faci cercetare, nu o faci publică, că vrei să știi ce, uh-huh, niște lucruri, uh-huh, nu le dau pentru populație. Chestia asta sunt, mă rog, chiar la începutul acestui an a început chestiunea asta, că a dat nu știu cine un sondaj și după aia s-au trezit mai mulți, la 3 zile, 4, nici dracu n-a făcut sondaje la începutul lui ianuarie, adică era o glumă. Tocmai pe ideea, ba, nu, stă mai bine noi, da? Da, da. Ele da, se da, fac, da. Eu spun acest lucru, nu s-a pentru populație, se fac pentru activul de partid. Da, okay. Pentru că ei trebuie să înțeleagă că e bine, că nu e dezastru, că nu știu ce. E plus că intenția de manipulare, domeniul e evidenție, adică nu ți apare PSD-ul, că cum dracu să n-ai părinte la PSD, dar schimbe domnul... Da. Aș vrea totuși să discutăm dincolo de sigur de aceste sondaje, vom mai vedea multe, abia suntem la început. Totuși, Liviu Mihaiu, spui, asta mie mi se pare totuși o bizarerie, PNL și PSD să-și monteze un candidat comun la primăria capitale. Când naiba s-a mai pomenit ca PSD-iștii să voteze un penelist, dacă e declarat candidatul un penelist, sau peneliștii să voteze, vorbesc de electorat, peneliștii să voteze un PSD-ist dacă e un PSD. Și atunci de ce nu intră corect în competiție unul de la PNL, unul de la PSD, Nicușor Dan e Nicușor Dan, aia e. Adică de ce n-ar fi așa campania, cum o știam noi pe vremuri?
Păi acum, după cum bine știi, PNL-ul și PSD-ul nu mai există diferențe între ei, în afară de cota de impozitare. Cred că acolo mai au discuții. Și nici alea aia, la cafea. Da, da, la cafea. Bun. Deci nu mai există diferențe. Eu am spus de mult, tu știi asta, că am zis că diferențele ideologice nu mai contează. Deci nu, mai ales în alegerile locale, sigur contează doar cât de mult partidele își pot monta activul de partid, furnicuțele ca să cucerească fiecare scară de bloc. Pe de altă parte, nu înțeleg sondajul ăsta, nu cred că Piedona are atâta spațiu electoral. Sau sper să n-aibă atâta spațiu. Nu, și sper în același timp totuși, dar eu nu cred în dar, acest sondaj. Acum iartă-mă, Nicușor când a dat publicității că el l-a nu pus cred pe că pagina... l-a dat el. Păi nu, el l-a pus pe pagina lui de Facebook. A lui? A lui. Da, era beat, era treaz, era băut, nu-și băuse cafeaua, ce avea, adică... Nu, atenție, el a sugerat că n-are candidat. De-aia. Da. Evident. Adică dacă el l-a dat... Da, e Burduja, am observat, Burduja care... 16%. Care omul lui Videanu e montat exact de toată gașca imobiliară împotriva lui Nicușor, care aici a blocat, a gâtuit pur și simplu industria imobiliară. Pe de altă parte, nu cred totuși că... Interviurile au fost telefonice, ca să ne înțelegem. Da. Te pun asta pentru cei de la CNA mai de ales. De altă parte, am înțeles că Gabriela Firea și-a anunțat intenția de a candida... Păi dacă te uiți pe sondaje, stă bine, ca să zicem așa, în sondaje. Stă bine. Da? Da, așa că de ce n-ar candida? În sondaje, deci de ce n-ar candida, corect? Păi, iartă-mă, adică tu dacă ai fi cotat la un moment dat, să spunem, dacă ai stat în sondaje mai bine decât Piedone la ora asta, dar de ce ne-ai zice că nu candidezi? Hai da, să o luăm așa, pe bune, deci de ce? Că zice la un moment dat partidul, bă, să nu candideze, da? Păi, ești om politic sau ce ești? Exact, da. Da, povestea asta. Deci, n-am înțeles-o pe asta cu Burduja. Burduja, dacă mă întrebați pe mine, l-aș fi trimis eu, dacă eram la sectorul 1, să o ia de jos, de la cel mai bogat arondisment, cum zice francezul, din România, unde are și șanse foarte mari, pentru că... Uite, ca să n-avem discuții, cum să zic, iartă-mă, mai pun atât, apropo de sondajul ăsta, că am ajuns pe pagina lui Nicușor Dan, că știu că știam că și zici ceva. Deci acum 11 ore el a publicat acest sondaj, mai puneți o dată fișa asta de sondaj, da? În care zice rezultatele unui sondaj pe București comandat de mine, deci zice Nicușor Dan, și efectuat în perioada 2-9 martie. Aștept comentariile voastre, zice Nicușor Dan. Deci aștept provincia, da? Da. Are 800 de comentarii la acest sondaj, adică omul era, da? Și ne vorbește și despre scorul la partide. Dacă ar avea loc alegeri duminica viitoare, PSD ar avea 30,7%, Alianța Dreapta Unită, USR, pardon, PMP și Forța Dreptei 27,2%, da? Partidul Național Liberal 17,5% și apoi SOS Diana Șoșoacă, PPUSL 4,5%, Alianța pentru Aur 4,1%. În București? Da. Nici asta nu cred. Știu că nu stau bine în București. Păi mă, hai să ne gândim. Suntem în perioada manipulărilor cu sondaje. Da, evident, da? Asta e clar. Asta da. E clar. Păi și Nicușor Dan să dedă el la așa ceva? Bă, nu știu. Dacă aș ști, ți-aș spune. Deci habar n-am cine a fost da. Nicușor Dan care a... Adevăratul Nicușor Dan care a postat. Care a, da, și asta e adevărat. Știi, adică, care Nicușor Dan? Că e, eu nu da. Cred că el stă să posteze, ci să-i dă cuiva. Are câțiva șefi de comunicare să iei. De ce e atât de important, domn profesor? Că e o bătălie mare. Eu cred că asta este probabil cea mai mare bătălie din alegerile astea, apropo de primăria capitalei. București are cel al treilea buget al României. Deci e la da? Bani. Și se da? Cheltuie cel mai ușor banii. Pentru da. Guvernul României e foarte complicată. La primărie, Consiliul Local, nu e, deci e simplă treaba. Deci, gândește că Traian Băsescu a ținut un partid care nu exista fiind doar primar. Da? Deci avea doar 6 și ceva, la 7%. Mi-a uitat pe DEU care era mic de tot. Deci, din punctul ăsta de vedere, miza este spectaculoasă. De aia și sectorul 1 are miză. Nu uita că câteva procente din PIB se fac în sectorul 1. Că toate firmele mari din România sunt
întâmplă în sectorul 1. Exact. Adică sunt niște mize uriașe. Da, și impozitele pe care le plătim în sectorul 1 sunt extraordinar de mari. Bun, tot București. Și obținem, ce obținem, asta e altă discuție, că nu obține nimic de la... Nu e nimic. Acum, pe de altă parte, dacă îmi dai voie, sigur că e o observație pe care încerc să o fac ca să înțeleagă lumea. Din principiu, de principiu, când ai acum candidați, au o câștig de cauză cei care sunt în funcție sau o vizibilitate. Da? Ideal este să ai un candidat de notorietate, dar deocamdată la vârf avem pe Nicușor Dan, fiind primar în exercițiu, de regulă ești, ai șanse să fie oricum în primii doi, pentru că e greu să, doar dacă ești vai de capul tău, dar repet, în București și vot politic, ia în calcul și Forța Dreptei care are, într-adevăr, cam la toți peste 20%, și sigur, firea este cea mai încărți pentru mentalul colectiv, pentru că a fost primar înainte. Da, deci, da, lucrurile sunt clare. Din punctul meu de vedere, dacă partidul, dacă în acest moment erau deștepți, cei de la PSD și cu PNL-ul, să zicem, aduceau un personaj cu totul diferit. Adică, după mine, eu am lansat ideea asta, sigur că nu i-a... Îl testează pe Ionuț Lupescu. Nu, Ponta ar fi câștigat primăria. A, Ponta? Ponta ar fi câștigat primăria. Atenție! Zău? Da, atenție! Cineva, întotdeauna când vine cineva care a fost mult mai sus, are un credit în capul locului. Are notorietate mare, deci, dacă, adică e nu e problemă. E bucureștean și, repet, îl duce mintea. Blaga, are care a pierdut, ții minte. Are ideea și are idee despre ce înseamnă management într-o organizație administrativă față de... Da, trebuie să treci de la guvern la primărie, ți se pare pistol cu apă, totuși. Nu, am dat un exemplu. Da. Sigur că e o miză într-o dată mare. Maurul trebuia să vină cu Gheorghe Pipera, dacă mă întreb pe mine. Da, cu cineva care să fie... Cea mai mare cu cineva care să vină cu... E la locale. Cea mai mare și, de fapt, ăsta e testul de anduranță al unui partid, este alegerea. Dar de când, iertați-mă, de când a început un partid politic în România să intre într-o criză de personal din ăsta, așa, atât de... Dom'le, nici PSD-ul, partid, Mamut, Cutare, nu știu ce, să nu îndrăznească să candideze de unul singur pentru primăria capitale, nici PNL-ul, care, în mă rog, 2000, tot... aduce aminte, da? Au candidat Băsescu, Oprescu, Pădure, Viorelis era primar în exercițiu, Vosganian. Da, Vosganian, deci, care atenție, era o piesă grea. Deci oameni care știau cum e cu economia și cu administrația. Deci nu era vorba de... Și a câștigat, mă rog, Oprescu în primul tăi și sigur a venit Băsescu. Dar, repet, inclusiv și Oprescu știa ce se administrație și Băsescu știa ce administrație. Adică, și, mă rog, era la tânărul care venea din spate. E, acum, dacă te uiți, a fost chiar un spectacol electoral în 2000. Mă rog, eu chiar studiez chestii de genul ăsta și le-am și predat. A fost spectacol în 2000. Astăzi, de personalități. Și spectacol și televiziv, da? Astăzi, tu dacă aduci candidații, unul că nu vin, că sunt curajoși și nu vin, mare, domnule, și nu ceva, vin față în față, da, Doamne, nu există, nu mai și există. Nu vă scunoate două vorbe de la ei, că nu sunt unii care citesc. Da, aveți o explicație totuși pentru fenomenul ăsta pe care îl simțim și noi. A scăzut nivelul de competență. Dar nu e cum să vă spun o regulă a unei societăți normale, nu a unei democrații neapărat, a unei societăți normale, în care, domne, avem o alegeri de făcut, ca să știi ce alegi la un moment dat, trebuie să vezi o confruntare între cei care candidează, nu? Dar în politica asta este așa? Să ai o discuție, o dezbatere, să îți aperi niște puncte de vedere. Dar la noi sunt doar conferințe de presă, declarații. Păi, n-am avut, că Iohannis, de exemplu, n-a participat în dezbaterea din turul final. De când a apărut Iohannis pe scena politică din România, s-a închis orice dezbatere. Da, toată el lumea... nu răspunde la întrebări. Nu... El nu răspunde la nimic și de aici toți au zis, bă, dacă Iohannis a putut să ajungă președinte fără să participe la nicio dezbatere electorală, dacă aia cu Ponta de la B1 TV din 2014 a fost un simulacru. Da? Exact. Au zis toți, păi de ce să mai participăm și noi? Uite că se poate, poți să ajungi președinte. Eu cred că la ora asta nu are cine să-l bată pe Nicușor Dan. Există o industrie întreagă care acum își încarcă armamentul pentru a trage în el. Dar, după părerea mea, nu are cine să-l bată. Eu, cum am spus și tu știi asta, am spus că Nicușor Dan va câștiga 3 mandate. Piedone, după părerea mea, e pus să candideze ca să rupă din voturile celorlalți.
Adică eu nu cred că Piedone crede că va câștiga. Are aura asta de cuza cu burtă din piețe, dar nu cred că e suficient ca să îl bați pe Nicușor Dan, dintr-un simplu motiv, că Nicușor Dan are ce arăta. Iar Piedone nu știe când îl va ridica încă o dată, a doua oară, Duba. La Piedone cel puțin e caldă bătaie. Simți tu așa sau ai vreo informație? Nu știu, ca să candidezi la primăria generală îți trebuie un white card pe care dacă nu l-ai, te arestează. Țineți minte episodul Ludovic Orban? Da. Care a scos din joc un primar, un candidat la primărie. Deci s-a... Mă rog, acum ci că au jurat securiștii să nu mai facă arestări în preajma campaniei electorale, ci doar mult imediat înainte după. Sau imediat după. Ci că așa s-a dat ordin pe unitate, nu mai facem fi de, da, noua... Da, adică, bă, am văzut că a pierdut... PNL-ul a pierdut primăria Bucureștiului, da. În fine, și un candidat care putea să scoată mult mai mult pentru el, mă refer. Iertați-mă la... totuși, dacă... Domnul profesor Bulai, dacă... cum să spun... Alianța asta PNL-PSD nu e în stare să dea un candidat care, atenție, nu că să aibă șanse, ci să fie sigur că va câștiga o primărie cum este primăria capitalei. La ce bune listele astea comune, la ce bună toată discuția asta despre non-combat între PNL și PSD. De fapt, și la președinție au vrut candidat comun. S-ar putea să avem și acolo asta. Acolo s-au certat să... un pic. Nu o să știe, mai e problema, până. Problema, să fie Gioană sau nu candidat comun. Problema, nu cred că va fi Gioană de fapt nimic în povestea asta, dar problema e că ce se întâmplă? E o strategie pe care PNL-ul a vrut-o ca să acopere cumva situația pe care o are, că nu stă bine. Acum PNL-ul are o, intră într-o zonă extrem de tristă a istoriei sale politice, pentru că în acest moment tot ceea ce înseamnă cercetare în acest moment arată că atât timp cât PNL-ul dispare în PSD, forța a doua este asta, forța dreptei, pentru că partidele care sunt naționaliste au 25% ceva în genul ăsta împreună, dar și aur cu SOS-ul lui Șoșoacă. Adică, cu alte cuvinte, se spart, deci nu sunt ei. Deci am al doilea partid care, de fapt, este un partid care are toate șansele să meargă pe dreapta. Că în acest moment sunt mai, mai consistenți decât PSD cu PNL, nu? Pe dreapta, da? La ora asta e reprezentată doar de partidele naționaliste. Bun, un alt tip de... Da, ok. Dacă okay. E ca la dicționar. Dar, din punctul ăsta de vedere, se va întâmpla următoarea chestiune în care n-au luat-o în calcul. Noi avem alegeri europarlamentare, lucrurile clar merg acolo la pachet, da? Că e lista e comună și e ușor să o faci, că nu-s mize așa de mari. La locale, pe ansamblu, la consilieri și primari, nu vom merge decât în București, probabil în 3-4 localități cu pe liste comune, pentru că acolo sunt alte mize. Clar. Și atunci vom vedea care este votul comparativ la europarlamentare, al alianței și al celor două partide separat. Și din punctul ăsta de vedere, dacă votul însumat este de fapt mai mare decât ăla obținut la europarlamentare, acolo e o problemă. A doua pe care o dai tu, a doua problemă care e într-adevăr foarte gravă, este că dacă ei nu pot să câștige la București, da, nu mai au de ce să se gândească la nimic. Adică în acel moment ei fiind PSD cu PNL. Da. Nu o să câștige la București. Deci din acest punct de vedere, ok, sigur, cu Burdujea, vreau să zic. Nu, după mine singurul care are șanse este, repet, din cei despre care vorbim, este Firea. Pentru că Băluță are clar scor bun în sectorul 4, dar mai sunt 5 sectoare. Deci n-am ce să, deci nu știe lumea pe acolo. Da, sunt primari pe care nu-i mai dat jos din sector, unul dintre ei e Băluță. Da, și Negoiță la 6, da, Băluță, da. Mai avem și nebunia asta. E posibil să te trezești cu Băluță pe post de candidat la primăria capitală. Păi tocmai de asta zic că deci șansa este mică. Deci nu...
N-au avut sânge în instalație pe Românește să vină cu o inițiativă care să fie altceva și care să atragă. Ne oprim puțin pentru un scurt moment publicitar. După publicitate însă, vă arătăm o declarație a avocatei Crenguța Leaua din dosarul Roșia Montană Gold Corporation, care e absolut năucitoare și vă voi explica de ce e năucitoare această declarație a doamnei avocat imediat după publicitate. Revenim! Ne-am întors în platoul emisiunii Sub semnul întrebării, doamnelor și domnilor, împreună cu profesorul Alfred Bulai și cu profesorul Liviu Mihaiu. Ai zis că să... e bine așa? Da? E bine așa, da. Așa. Așa. Și discutăm în acest moment. Suntem în așteptarea, de fapt, deciziei PNL-PSD cu numele candidatului pentru primăria capitale. Sunt și surse care spun că nu va fi anunțat nici în această seară niciun nume, pentru că lucrurile sunt extraordinar de complicate și că ar mai fi nevoie de niște sondaje, de niște cercetări. Cert este că e scandal mare și că, din acest punct de vedere, e o decizie care ar putea dinamita lumea politică în general, pentru că se pot întâmpla multe lucruri, cum ar fi o candidatură ca independentă a Gabrielei Firea, un piedone care a zis că nu renunță la candidatură, un primar de la Patru Băluță care pare și el în cărți în acest moment pentru candidatură la primăria capitalei, Nicușor Dan, pe care îl știm de candidat, plus alte surprize care ar mai putea apărea pe parcurs, că lumea românească ne-a obișnuit în felul acesta. Avem în acest moment, Liviu Mihaiu, o situație la sectorul 1 pe care aș vrea să o comentăm rapid. Doamna Clotilde Armand este deja inculpată în dosarul deschis de Agenția Națională de Integritate și sigur că a anunțat mai nou, cum anunță de fiecare dată USR, acum nu le mai place, acum nu mai e vorba să ia lumea laba de pe justiție, am ajuns în situația în care USR-ul spune că justiția e manipulată. Doamna Clotilde Armand, de când s-a trezit în momentul de față cu acest nou statut de inculpată în dosarul deschis de ani, un dosar de incompatibilitate, mai vechi, spune că judecătorii au fost schimbați ca ea să ajungă în această situație, că e o chestiune de campanie electorală, blablauri, blablauri din categoria asta. Păi cum rămâne cu fără penal în funcții publice? Eu când spuneam că în justiție se amestecă niște forțe, toată lumea mă înjura și spunea inclusiv că... Inclusiv doar Arman, nu? Și țin cu penalii, spuneau, dar doar dacă spuneai că în justiție se amestecă, mai precis, ca să o spunem foarte clar, SRI-ul. Deci, atunci, da, sigur, după părerea mea, USR-ul este un partid, cum l-am și denumit într-un editorial, o grădiniță iacobină. Un partid tânăr care nu știe să facă politică, cel mult știe să facă marketing. E un partid din ce în ce mai macho-ist. Adică dacă ne referim la episodul Asconii și la modul în care ei au evacuat membrii au USR-ului doar pentru că au îndrăznit să conteste câteva chestii interne. Dar călcâiul lor al lui Ahile, într-adevăr, este Clotilde Armand. Păi stai, mă, bă, nu, eu nu din înțeleg. Păcate, cel care trebuia să câștige la PNL această candidatură, mă refer la Tănase Stamule, care stătea foarte bine și în sondaje, a fost înlocuit de omul lui Edi Helvig, George Tuță, da. Never heard, cum se zice la noi, la malgaș. Dar asta este omul lui, fostului șef al SRI, deci se execută. Eu vreau să deci au șanse să piardă deci și la sectorul. În noiembrie 2022, Agenția Națională de Integritate a anunțat că a constatat conflictul de interese în cazul Clotilde Armand după ce aceasta a semnat dispozițiile prin care s-a numit pe sine manager al proiectului îmbunătățirea capacității administrative cu tare, cu tare, cu tare și e un proiect finanțat din fonduri europene și acest proiect s-a lăsat și cu un folos material pentru doamna Clotilde Armand în cuantum de 18.720 de lei. Agenția Națională de Integritate susținea că cele 5 dispoziții semnate reprezintă numirea în funcția de manager de proiect, precum și majorarea indemnizației lunare cu până la 30%. Astăzi, la ora la care discutăm,
a fost inculpată doamna Clotilde Armand. Acum spune că va face plângere către inspecția judiciară pentru grave abateri juridice. Zice, noul judecător, numit Noaptea ca hoții, deci revine cu chestia, fără nicio motivare sau argument juridic, și a îndeplinit misiunea pentru care a fost promovat la Curtea de Apel. A respins contestația mea împotriva raportului Ani. Voi contesta această decizie, voi face... Ce diferență este, domnul Bulai, între felul în care vorbește la această oră doamna Clotilde Armand și felul în care vorbea, nu știu, ziceți dumneavoastră, un PSD-ist nenorocit sloganul, din perioada Ciumei Roșii? Sloganul obișnuit este corupții lor sunt mult mai răi decât corupții noștri. Am înțeles. Asta e vorba. Sunt o dublă măsură, de altfel... USR-ul a avut probleme vechi la vârf, da? Chiar și la candidatura la prezidenție, aia veche. Adică, de fapt, lumea... Ce zic, când ești expus și mai ales intri în zona puterii, clar, când și mai ales ajungi la, în administrație, e cam greu de crezut că nu intri într-o zonă de genul ăsta. Pentru că și e vorba între noi... E borcanul mare de tot, cu miere acolo. Adică nu e, evident. Nu e vorba de... Cine are naivități că cineva merge la sectorul 1 să fie un primar care să dezvolte sectorul, să facă nu știu ce, e naiv. Adică e o miză uriașă. Nu-mi tăiați toate iluziile. Eu încă mai sper că voi trăi într-un sector. Nu cred că trebuie să speri așa mult. Da. Deci nu, din păcate, așa. Miza este de altă natură, grupuri de interese, numai primarul. Tot ceea ce se întâmplă acolo. Adică, din punctul ăsta de vedere, nu... E aproape sigur că oricând ești pus pe tapet, Liviu Mihai a spus foarte corect, pentru că mai devreme într-o discuție cu candidaturile, nu uita că mulți sunt ușor de manipulat, tocmai pentru că sunt de o sare de nu știu când în timp, adică nu acum e o problemă. Că ies așa, arată cât de lipsă de verticalitate ai. Și înțelepciune politică, să zicem. Da, evident, da. Adică nu stai acum să faci... Adică credibilitatea se duce. Pe de altă parte, USR-ul, dacă era deștept, o excluda deja, adică tati, te suspendăm, nu știu ce, pentru că ai o problemă... Pistea spus, când s-a întâmplat ca USR-ul vreodată să suspende pe cineva? Probabil, da. Frică de isterie. Măi, Liviu, da, stai puțin. A reușit să... Să știi că, uite, Liviu are dreptate. PNL-ul și PSD-ul au încercat ca în ultimii ani să se delimiteze, mă, de chestiile astea. Adică au ieșit și au dat... ridicat imunitatea. Adică au făcut multe chestii. Față de vreau Năstase, unde mergeau tot guvernul la DNA, nu? Adică au învățat acest gest de... Da, corect. Ta natală, da. Da. Adică asta este un gen de personaj. Da. Sunt două sectoare care sunt abordabile, după părerea mea, la ora asta în București. Unu și doi. Speranță, așa. Da. Și doi. Da. În rest, după părerea mea, unu și doi, adică sectoarele conduse de doi useriști. E o problemă că dacă... Piedone câștigă dacă joacă tot la 5. Păi dacă rămâne la 5, dacă merge la capitală, nu ia nimic. Nu ia nimic. Și nu ia nici, și 5-ul devine liber. De contract, ca să zic așa. Și trebuie să ia cineva. 2 și 1 sunt sectoarele la care se poate face o speranță din partea celorlalți care nu ocupă acum funcția. În celelalte s-au dat, adică... Da, ajungem ușor, ușor, deși e un subiect foarte greu, la ceea ce înseamnă scandalul, e un scandal continuu, apropo de Roșia Montan. Astăzi a apărut o sumă de declarații, de răspunsuri la întrebări, să le spunem că nu e un interviu propriu-zis. Cei de la Hot News au pus câteva întrebări doamnei Crenguța Leaua, care e coordonatoarea echipei care a reprezentat statul român. Și, pe bună dreptate, la un dat, așa cum veți vedea, în această primă întrebare, jurnaliștii de la Hot News zic așa. Ministrul de Finanțe, domnul Marcel Boloș, după cum îl știm, spun cei de la Hot News, a zis că avocații mi-au spus că șansele sunt minime și ar fi o minune să câștigăm. Despre ce minune vorbește și de ce șansele erau minime, întreabă jurnaliștii de la Hot News.
Care era avantajul, argumentul Gabriel Resources, astfel încât ați ajuns la concluzia că șansele de câștig sunt minime? Și în ce moment al procesului s-a întâmplat acest lucru? Întreabă, cum spun, pe bună dreptate, cei de la Hot News, pentru că, așa cum bine știm, de la oficialii statului român, de la cel mai înalt nivel, a plecat această, cum să spun, idee că, gata, am pierdut, ne pregătim de plătit sau de negociat cu cei de la... Așa. Doamna Crenguța Leaua, în loc să spună, domne, am avut o apărare extraordinară, eram fără vină noi, statul român, și așa mai departe, dă un răspuns care e absolut năucitor și care ne arată cumva, iertați-mă dacă exagerez un pic, dar încerc să spun așa pe românește, că nici doamna Leaua nu-și explică cum de-am câștigat noi, România, procesul împotriva celor de la Gabriel Resources. Ca avocați, zice doamna Leaua, nu putem comenta declarațiile făcute de domnul ministru de finanțe, nici comunica public aspectele de comunicare confidențială avocat-client. Bine. Putem spune doar că, dată fiind complexitatea cazului și numărul mare de acuze aduse de investitorul străin, dar mai ales cuantumul de aproximativ 7,6 miliarde de dolari, e normal ca să fie tratată cu maximă responsabilitate și să fie luată în serios, inclusiv ipoteza pierderii. Tocmai pentru a fi realizată pregătirea pentru fiecare ipoteză. Alo, doamna Leaua, nu era vorba de a trata, lua în serios ipoteza pierderii. Era vorba că domnul Bolo și domnul Marcel Ciolacu făcuseră coliva. Ei erau cu coliva atârnată și cântau prohodul în legătură cu acest proces. Dată fiind complexată situației de fapt, zice doamna Leaua, procesul a avut în toate momentele lui un grad mare de risc ca poziția apărării României să nu fie înțeleasă complet și corect. Atenție, un lucru foarte interesant. Foarte interesant pentru viitorul apropiat. Dovada și că, în final, zice doamna Crenguța Leaua, lăsați colegii, vă rog frumos, cartonul pe ecran, hotărârea arbitrală, deci hotărârea dată de cei care au judecat această speță, a fost luată cu majoritatea și nu cu unanimitatea arbitrilor, ei fiind trei, da? Doi au votat pentru, existând opinia separată a unui arbitru. Deci există o opinie separată și va fi interesant să citim ce a considerat acel arbitru în acea opinie separată. Ceea ce vedem în tot acest, în această sumă de răspunsuri la întrebările pe care le pun cei de la Hot News la doamna Leaua, pentru că sunt mai multe, dar aici era o chestiune interesantă, este, spun încă o dată, că n-a venit nimeni să ne spună, domnule, statul român a avut dreptate, punct. Și am câștigat că n-aveam cum să pierdem, ca să zicem așa, da? Toată lumea aproape că e năucită cu Marcel Ciolacu în frunte, cu Boloș în primul rând, cu doamna Leaua însăși, într-un fel. Deci ce s-a întâmplat până la urmă? Eu care am ieșit în stradă împotriva exploatării, da? Care am făcut și vreo 3 emisiuni despre la TVR, până se instala domnul colonel Turturică, 3 emisiuni, pot să vă spun e că colonel Turturică, trebuie să știu dacă cred ai... că l-a făcut domnul Pahonțu. Nu știu, trebuie să ai dovezi. Tu ești colonel? Locotenent colonel am fost, da, cerut renunțarea la grad. Bravo. Da. Deci aici am impresia că trăim într-o piesă aranjată pe bani. Adică n-ai cum tu, primul ministru, să vii și să spui cum oare cine a plătește. Spus. Eu nu vreau să plătesc pentru prostiile făcute, dar... Deci toată administrația era convinsă că pierde. Deodată, da, a explicat Cioloș, dacă te uiți cum, noi introducând această regiune în UNESCO, am câștigat. Bă, n-aș zice că este... Dacă avocații, aici presa s-a dus după fentă... Tu crezi că avocații au invocat faptul că... Și ne luau gâtul la toți, inclusiv ale celor care au ieșit în stradă. De ce n-a zis doamna Leaua așa? Vai de mine ce minjuri s-au putut spune. Liviu, stai puțin. De ce n-a zis doamna Leaua în răspuns? A zis că, domne, un avantaj extraordinar și în momentul în care am simțit că începem să câștigăm, a fost momentul în care am adus ca argument puternic faptul că am introdus situl în UNESCO. Că până acum n-a zis nimic. Știi că situl ăsta îl poți scoate din UNESCO mâine, dacă vrei. Păi asta și vrea PSD-ul. Nu, dacă ai idee. PSD-ul, deci nu e așa o chestie vroia imoabilă. Să scoată situl din UNESCO și să dea în exploatare Roșia Montană. Așa. Asta e clar, vă zic ca să știți. Asta deci ne e. Pregăteam de această chestie. Ne pregăteam. Bun. Cum PSD-ul și PNL-ul plătesc 60% din banii partidelor în presă, da, de vezi astăzi mai multă opoziție criticată decât putere, s-au dus toți după fenta aceasta a PSD-ului pregătitoare. Suma jucată de câștig, dacă RGMC-ul câștiga procesul, era 6,7 miliarde. Ăsta erau banii.
Acum s-au prăbușit atât de tare acțiunile încât compania a zis că n-are bani să dea. Da, zic că mai are 2 milioane de euro. De dolari, zic că mai are și îi cheltuiește până în mai că au și au de plătit curent. Deci au 10 milioane de plătit. Da, și îmi au zis că n-au bani ăștia. Da. Deci, eu sunt foarte mândru că România a câștigat acest proces. E incredibil, e un caz de manovră. Firma canadiană... un caz exact de... Da, cum a zis CNN-ul. Acțiunile au scăzut cu peste 95% în doar câteva zile. Deci este un colaps teribil. La revedere. Evident. Da. Acum, mă rog, eu cred că lucrurile sunt un pic mai simple. Putea să și piardă România, pentru că... Cu 2-1 invers. 2-1 invers, deci nu e chiar atât de... Da. De altă parte, nu știu, cazul ca atare, a contat inclusiv povestea cu UNESCO. O, cum să? Dar au contat mai multe lucruri și după mine, compania Gabriel Resources cred că n-a făcut dovada că real a vrut explora. Adică problema este că ei au argumentat și unii și alții. Ori a fost și un dezavantaj al părții, un avantaj al părții române, pentru că evident că e vorba de un câștig pe care îl ai datorită unui contract și te-am încurcat, nu că așa am zis, nu? Eu din partea lor, deci statul român te-a încurcat. Probabil că trebuie să dovedească probabil mai bine că au fost chiar încurcați. Adică discuția este legată de în ce măsură cum să zic, ești de bună credință în acțiunea ta. Adică a fost mult mai complicată treaba. Din ce știu că un coleg de facultate a fost... Avocata trebuia să ne explice cum și de ce am câștigat. Asta da, e evident. Adică această femeie nu trebuie lăsată în pace până nu ne explică cum ne-am câștigat. Doamna Leau acum este... Toată administrația așa că pierdem. Este în situația în care este un erou național și iartă-mă, chiar poate să, și chiar este, și chiar poate să spună orice. Eu nu sunt cred deloc un... Dar autoritățile... Autoritățile... Autoritățile, după mine, trebuiau să dea un punct de vedere și să... cum să zic, să fie... informare scurtă pentru opinia publică, deci nu... Da, da, da. Deci nu, eu aș... Nu mai comunică cu opinia publică. N-au apărut aceste motivări. Motivări. Da. Le vom vedea și va fi foarte interesant să vedem acele... Dar ce vreau să zic aici, ca să aduc o parte pozitivă, țin minte că la această manifestație, părerea CNN-ului a fost următoare. Azi ce e frumos la această manifestație că este o cerință imaterială. Oamenii n-au ieșit pentru mai mulți bani, n-au ieșit din motive sindicale, au ieșit împotriva unei exploatări de 600 de miliarde care ar fi putută. Este imaterial. Adică ce e frumos în faptul că tinerii au câștigat acest proces care au ieșit în stradă și nu România, după părerea mea, și premierii care au... Adică cei doi premieri care au mers pe mâna manifestanților, și anume Dacian Cioloș și Ludovic Orban, că ei sunt cei doi care au făcut demersurile pentru a băga în UNESCO cei patru munți, arealul de 47 de kilometri pătrați, că noi am fost, Robert, și în Noua Zeelandă, unde există o mini-mină de aur, o exploatare cât un stadion, de nu de 4 mai mare decât un stat. Nu se poate compara o exploatare de cea mai mare exploatare din lume ar fi fost asta. Vă reamintesc totuși, deci această chestiune rămâne în, cred că o să rămână un, până domnul Boloș nu va ieși din funcție, cred că nu o să ne spună prea multe și poate la un moment dat la o spovedanie, că tot e domnia sa preot, să zică la un moment dat sau în vreo predică. Deci domnul Boloș zicea așa cu câteva zile, zice, avocații, inclusiv doamna Leaua, da? Avocații mi-au spus că șansele sunt minime și ar fi o minune să câștigăm. Deci ceea ce noi în momentul minunea de față... s-a întâmplat. Da, putem spune că poate domnul Boloș a bătut mătănii. Asta s-a rugat la icoane cu o zi înainte, cu o seară înainte. Sau un judecător, domnule, nu prea îi calește deci pe corporatiști. Când un avocat, când un ministru de... Că e posibil. Foarte mică nuanță. Liviu, te-ai mai auzit o dată în 35 de ani. N-am auzit. Da.
ca un ministru de finanțe, să zic așa, avocații mi-au spus că sunt șanse minime și ar fi o minune să câștigăm, să înceapă o campanie pe chestia asta, premierul României să se pregătească coliva, să dea cu ce, și deodată, da, la, în miez de noapte, toată lumea să... Bă, am câștigat. Și s-au dus oameni și au băgat miliarde în acțiuni. Da. S-au dus după fentă. Da, mă rog. Cine milioane, nu, niște... Miliarde? Nu știu, sute de miliarde. S-au băgat înainte. Înainte. Ani mulți înainte. Doamnelor și domnilor, urmărim în secundele următoare o declarație foarte interesantă făcută de domnul Victor Orban, îl știți, este premierul Ungariei, care anunță că Donald Trump, dacă va câștiga, și Orban pare destul de sigur că Trump va câștiga, nu va mai finanța Ucraina în războiul contra Rusiei. Priviți. Cum nu finanțează nici republicani acum? Au blocat 61 de miliarde. Hai să vedem imagine. Többről van szó, mint hogy bírálta. Tehát neki van egy nagyon világos elképzelése, amivel nehéz nem egyetérteni. Tehát ő a következőket mondja. Először is az ukrán-orosz háborúba ő nem fogadni egy fillért se. Ezért vége is lesz a háborúnak. Mert nyilvánvaló, hogy Ukrajna önmagában nem áll meg a lábán. Ha az amerikaiak nem adnak pénzt meg fegyvert, meg mellettük az európaiak, akkor ennek a háborúnak vége van. És ha az amerikaiak nem adnak pénzt, az európaiak egymagukban képtelenek ezt a háborút finanszírozni. És akkor vége van a háborúnak. Declarația domnului Victor Orban vine la pachet cu o declarație făcută de Papa Francisc, care a născut o emoție extraordinar de mare. Ba chiar am putea spune că replici peste replici. Papa Francisc, într-un interviu care va fi difuzat pe 20 martie, dar din care s-au dat deja câteva secvențe, e un interviu acordat televiziunii elvețiene RSI, spune că Ucraina ar trebui să aibă curajul steagului alb și să negocieze pentru a pune capăt războiului cu Rusia înainte ca lucrurile să se înrăutățească. Cred că cel mai puternic este cel care se uită la situație, zice Papa Francisc, se gândește la oameni și are curajul steagului alb și negociază, spunând că negocierile ar trebui să aibă loc cu ajutorul puterilor internaționale. Cuvântul a negocia, continuă Papa, e un cuvânt curajos. Când vezi că ești învins, când lucrurile nu merg bine, trebuie să ai curajul să negociezi, zice Papa Francisc. E pentru prima oară când practic apare o astfel de declarație clară a Papei Francisc. E adevărat că într-un comunicat după publicarea interviului, purtătorul de cuvânt al Vaticanului a încercat să nuanțeze puțin lucrurile, dar vom vedea, adică sunt deja lucrurile destul de clare. Poți simți rușine, a zis Papa cu referire la negociere, dar cu câți morți se va încheia războiul? Ar trebui negociat la timp, găsit o țară care poate fi mediator, a adăugat el. Să nu vă fie rușine să negociați înainte ca lucrurile să se răutățească. Și întrebat dacă e dispus să medieze, Papa a răspuns clar, sunt aici. Da. Bun, Papa. Bun, nu? Bun, dar nu e prima declarație împotriva acestui război. Da, nu e prima. Nu e dar prima. Acum este... E... În care a acuzat demonii războiului care da, fac da, bani. Acum e clar. În fine. În sfârșit, da. Papa zice, bă, cam pierdeți. Da? Prin urmare, da, să nu vă fie... Toată lumea știe asta. Păi și pare Josep că nu. Borrell a lăsat de înțeles. Păi cum, a ieșit domnul secretar general al NATO și a zis că nu se poate domnul vorbi. Domnul secretar general al NATO este un activist al războiului. Hai să ne înțelegem. Așa. Cine știe cu ce se ocupă această alianță, se ocupă cu război. Bun. Bine. Nu, adică n-am niciun... Cu ce ai fi vrut să se ocupe? Cu pacea dacă... și NATO? Cu prosperitatea, da. Aia ar trebui să ocupe ONU. Da. ONU cu ce se ocupă dacă NATO ONU se ocupă? ONU e un ONG foarte mare. Vezi ce putere are. Ar fi bun. Păi, cu care să șterg la fund toate marile puteri cu ONU. Să ne înțelegem. Nu, există ceva foarte important, mai important decât orice, este Consiliul de Securitate. Exact. Și doar ăla contează. ONU ăla este contează... în plus restul. Și acolo contează doar cei 5 membri care au drept de veto, că de fapt despre asta vorbim. De aceea vor să schimbe structura acestui tip de vot cei de la ONU. Acum să vedem dacă vor reuși să o schimbe, să nu mai depindă de un veto de genul. Dar totuși, un comentariu scurt, vă rog, domnule profesor. Papa zice așa, Orban al Ungariei ne spune că și Trump e hotărât să nu mai financeze Trump a zis că el ajungea... Ba până și ai război. Noștri cu ministrul de ministrul armatei, da,
Forțelor Armate în România, domnul Angel Tâlvăr, da? A zis că nu mai vin rușii peste noi, că nu o să intre Rusia în război. Nu a fost niciodată, adică nu a fost nicio miză de acest tip. Ține de propaganda uzuală pe care o au toate părțile într-un război, adică nu trebuie să ni se pară ceva spectaculos. Din punctul ăsta de vedere, cu siguranță, mă rog, am spus de la bun început că e o miză economică de cum vrem noi, nu e o miză decât secundar militară. E nasol pentru aia care trăiesc acolo în zonele de conflict, că ei nu sunt vinovați cu nimic, fie vorba între noi, dar aici problema este aceea că eu am mai subliniat chestia asta, cred că și la tine emisiune, dar chiar la începutul războiului. E o problemă că eu văd că există o luptă mare pe planeta asta și văd două țări creștine că se bat între ele și nu e cel mai bun lucru la acest plan. Exact. Da? Ceea ce nu cred că e util, dar într-adevăr, apropo de ce ai spus tu, da, omenirea va trebui foarte curând să-și regândească tabloul de forțe. Atenție, Consiliul de Securitate poate hotărâ orice, dar în Consiliul de Securitate nu am nicio țară arabă, nu am India, nu am Brazilia, adică mari puteri deja. Adică se opun, și am Franța, adică Franța nu mai a fost cândva, nu, hai să fim serioși. Da. Adică e o discuție aici vis-a-vis de cum ar trebui regândită lumea. Mulțumesc foarte mult pentru participarea în emisiunea de astăzi. Doamnelor și domnilor, vă rămân dator cu subiectul despre nelevul de 15 ani care și-a luat diriginta la bătaie, deși sunt convins că până mâine seară o să-l vedeți pe peste tot. Rămâneți în continuare cu Metropola TV, urmează dezbaterile Metropolei cu colegul meu Radu Preda. Ne vedem mâine seară, toate bune!